În 2017, când ai devenit președinte, ai avut sprijinul declarat al lui Wieser. Da. Bănuiesc că lumea sportului știe, Wieser este președintele Federației Internaționale de Judo și membru Comitetul Olimpic Internațional, nu? Prin calitatea lui de președinte. Prin calitate, din 2007. Din 2007, în calitatea lui de președinte, este acolo. Membrul permanent în CIO este Octavian Morariu, din partea României. Da, cunosc. El este pentru că e președintele federației. Da. Bun, în 2017 te-a sprijinit, erați în relații cordiale. Între timp, Wieser a renunțat la funcția onorifică de președinte de onoare al Federației Române și, ca să zic așa, la alegerile din 2021 te-a cam lăsat baltă, în sensul că n-ai mai avut aliat. Ba din contră. Ai avut chiar dușman, nu? Da. Sau, mă rog, a declarat, adversar, să nu a declarat public că ar trebui să plec. În 2017, când am luat președinția, a apărut că Wieser mă sprijină. De fapt, era o mișcare puternică anti-Wieser în Federația Română de Judo. Și eu am preluat toate chestiile astea ca să-l salvez pe Marius de la un oprobiu nemeritat. El a ajutat mult Federația Română de Judo și judo românesc. Și așa am candidat ca soluție de criză pentru... Ca omul lui Wieser, ca să zicem. Ca omul lui Wieser, dar ei erau anti-Wieser. Am înțeles. Erau majoritatea anti-Wieser în 2007. Stop, vin eu, ne înțelegem cu Wieser, fiți respectuoși și datorăm multe, terminați cu prostiile, rezolvăm problema. Nu are legătură cu judo conflictul meu cu Marius, are legătură cu relația noastră și având această relație de prietenie veche de peste 20 de ani, nici nu pot să comentez public ce l-a apucat sau ce m-a apucat, ca să nu dau doar pe el astea. Dar e clar că la inițiativa lui, eu l-am rugat la începutul anului să nu intre în această competiție din România și că nu-i bine pentru el în calitate de președinte și pentru că o să-i dau bătaie. Asta vorbești de 2021. 2021 acum. Când înțeleg că Wieser n-ar fi vrut să mai fi reales. Sau să mai fi ales. O să pot să... Da, n-a vrut și a și făcut declarații publice legate de asta. Dom'le, adică a zis, dom'le, eu nu vreau să mai fiu președinte. Nu, nu vreau să mai fie Gușă președinte. Prima dată a zis acum 2 ani de zile că nu mai vrea să fie președinte de onoare. Nu eram încă certați. Am întrebat ce te apucă, mă, pe românește. Nu mi-a spus. Și, mă rog, a intervenit non-comunicarea cam de vreun an de zile, adică ne-am rezumat... Paște fericit, Hristos a înviat, Crăciun fericit, la mulți ani de anul nou. Iartă-mă, dar din ce v-ați luat? Că ceva, din ceva v-ați luat. Acum, e ciudat, noi ăștia sudiștii, înțelegi? Mă rog, muntenii, oltenii, suntem... Și tu și Wieser sunteți ardeleni. Da. Tu din Cluj, el din Bihor, deci oamenii cam au niște relații, cum să spun, mai liniștite, așa. La sud e scandalul, acolo lumea e mai protocolară, ca să zic. Din ce v-ați luat? Dacă poți să spui, sigur. Da, trebuie să spun că nu pot să dezvolt, dar sigur că ție o să-ți deschidă o sumedenie de întrebări. Ne-am luat de la Borcea, de la Cristi Borcea, de la finul lui. Așa. Ăsta a fost mărul discordiei. Eu, în calitate de prieten bun al lui Wieser, m-am opus ca el să fie nașul de cununia lui Borcea, tocmai pentru că nu cadra, din opinia mea, și fac pentru prima dată această dezvăluire, nu cadra cu poziționarea lui public atât de influentă și atât de bine consolidată în mediul internațional. Eu n-am nimic cu Borcea. El este un băiat de treabă, e un om inimos, vesel, însă acea apropiere la acel moment nu mergea pentru Wieser. Iar eu am fost alături de Wieser din spate, dacă prieten, de mulți ani de zile în toate demersurile lui internaționale. Nu toate, în marea majoritate. Deci am înțeles. Că... I-am dat un sfat pe care el nu l-a acceptat, după aia treaba asta a degenerat în altceva. Aici mă rezum că nu pot să mă duc mai departe, dar ca să răspund exact la întrebare, să nu rămân dator, că nu pot să mă fac de râs în fața ta, mărul discordiei dintre mine și Wieser a fost Cristi Borcea, căreia nu-i port pică. N-am avut niciun meci cu el, n-am avut nicio problemă, nu m-a jignit niciodată. Cosmine, era nunta cu Pelinel sau nunta cu a doua nunta soție? Cu Pelinel, unde este naș Marius Wieser, care a fost nuntă organizată la celebrul restaurant Gündel din Budapesta, unde sunt convins că am fost și eu. Ai fost și tu. Invitat chiar de Wieser odată. Invitat chiar de, da, e restaurantul preferat al lui Marius. Da. Da.
Unde am rămas stupefiat. Era, aveai senzația că urmează să vină și Franz Josef la masa. Da, asta e atmosfera. N-aș mai spune despre conflictul ăsta. Dar, no, ne oprim. Spunem, da. Un om puternic viză? Da. Marius este un om puternic, este un bun patriot, este un om care a revoluționat judoul prin finanțare și mediatizare. Judo este singurul sport care are în același timp contracte de mediatizare cu Euronews și CNN, doar ca să-ți dau o imagine de relaționare. Un buget foarte solid pe care s-a clădit toată dezvoltarea zonei defavorizate din lume pentru judo, a investit bani mulți în țările sărace, plus zona de arbitraj și training, tot așa pe fondurile federației. Marius a făcut o treabă excepțională în judo, îi recunosc toate meritele, indiferent de cât certați. Astăzi nu mai vorbiți, nu? Sau vorbiți așa? Păi, stai să vină Crăciunul, că la Crăciun, Crăciun fericit, cam asta e. Cum să zic, ești cu mine, cu care... Nu, cu tine, n-am vorbit atâta timp, că nu mai aveam numărul tău. Nu ești prieten. Dar de câte ori te citesc, mi-ar fi venit să-ți dau mesaje, să comentez și eu. Nu, dar lumea interpretează pentru că îi vede pe unii și pe alții invitați la prietenii lui Ovidiu și își imaginează că eu sunt chiar prieten cu toți cei care vin în emisiune. Ceea ce nu e adevărat. Oamenii sunt oameni publici, sigur că îi invit în mari sportivi, foști mari campioni, îi invit fără să fie neapărat prieteni cu mine. Dar ca să pun o treabă la treaba asta cu Marius, este evenimentul care m-a marcat cel mai mult personal în ultimii ani. Noi am avut o legătură profundă. Faptul că v-ați certat. Da. Pe mine m-a marcat. Eu sunt destul de dur în chestiile astea și duc la tăvăleală, dar cearta cu Marius... Bă, bun, și n-ai încercat să vă împăcați? Adică să n-ai discuție cu cine. Ca între bărbați. El e un scorpion foarte încăpățânat și e complicat. Numai el trântește ușa, o închide. Am înțeles. Asta e stilul. Lumea zice că e omul lui Putin, e adevărat? E prieten cu Putin. Ce înseamnă e prieten cu Putin? Tot așa, de anul noi și de... Da, nu, e mai mult decât prietenii lui Ovidiu. Așa? Stă de vorbă cu Putin. Putin îl respectă foarte mult. L-am văzut în diverse ipostaze de relaționare amicală. Și Putin a lăsat să înțeleagă asta la toate competițiile unde a fost invitat de Marius Vizer, s-a dus cu bucurie strict pentru judo, dar sigur și Putin pentru... Putin a practicat ceva judo, din câte știu eu. Ceva, da. Avem și un român care l-a bătut. Da, adică, da? Da. Avem un român, cred că e de la Dinamo. Am uitat acum pe loc cum îl cheamă, dar s-a bătut cu el pe vremuri, cum era Spartachiada. Să nu-și aducă aminte Vizer că l-a bătut un știe? Român. Nu, am râs de multe ori de chestia asta. Ce e important la Putin, chiar dacă nu mai practică judo, este că se duce la competiții. Cornel și mai cum îl chema? Roman. Cornel, îl chema și Roman. Adică să-i aducă aminte că e român. Sau Roman, da. Și mergând la aceste competiții, câteodată își mai pune și kimono. E o propagandă senzațională pentru judo. Aduce bani, e marketing. Da, sigur că le-am spune... Crăițoiul, realizatorul, că în 76 l-a bătut pe Putin. La Spartachiadă, cred că. Da, dacă știa Roman ce o să ajungă Putin, nu-l bătea. Auzi, Cosmine, tu ai vorbit cu Putin? Te-ai întâlnit cu Putin vreodată? Nu m-am întâlnit. Niciodată? Nu, m-am întâlnit cu consilierii lui. Am refuzat odată să mă întâlnesc cu el ca să nu-l supăr pe Adrian Năstase, un alt fost partener și prieten de-al meu. Putin nu vrea să se întâlnească cu Năstase, vrea să se întâlnească cu mine într-o vizită la Moscova. Nu îl suporta pe Adrian Năstase în 2002.